Hristos a înviat! Primit cele mai calde și sfinte urări de sănătate cu ocazia învierii Domnului nostru Isus Hristos, vă dorim tuturor sărbători fericite! Vă rog să deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 20 și vom citi primele opt versete. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus des de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Isus și le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru și a văzut fășile de pânze jos, dar n-a intrat. Simul Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânze jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășiile de pânze, și făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut amin. Vă rog să vă așezați. Ne bucurăm în această zi de sărbătoare să fim adunați la oaltă să putem celebra învierea Domnului nostru Isus Hristos. Grupul de laudă și închinare a pregătit un program bogat și ne-au pregătit și inimile noastre pentru a trăi din plin bucuria acestei sărbători. La începutul săptămânii, Marina a făcut comandă de un miel prin familia Bârsa cu vreo două zile mai târziu, am primit un telefon de la un frate, de la care n-am auzit încă de anul trecut. Când l-am văzut că mi-a sunat, îi spun, frate, de mult n-am mai vorbit. Și el zice, așa este, frate Valeriu, când îți este greu și ai nevoie, te găsești. Când îți este bine și nu ai nevoie, uităm. Dar uite, zice, se apropie Paștele și mi-am amintit de tine. Am hotărât să-ți trimit un miel. Ne-am pomenit cu doi mei. Acum, neavând loc în frigider, Marina zice, haideți să mergem la stas să lăsăm la el un miel în frigiderul lui. Ajuns la stas, Marina se ocupa de miel, iar Mariana îi zice fabian, îi zice, Fabiana, roagă-l pe Dida să te ajute la temele de acasă. Ea vine bucuroasă lângă mine, și-a pus caietele pe masă și am început să facem temele de acasă. Mai întâi am făcut științele naturii, a trebuit să vă amintesc care e diferența dintre copaci și arbuști, ce fel de arbuști avem. Apoi de la științele naturii am trecut la educația morală spirituală Fabiana îmi zice, Dida, nouă ne-au cerut la școală să scriem despre semnificațiile Paștilor. Hai, ajută-mă! Și am pornit să scriem despre semnificațiile Paștelor. Am scris, peste două zile, vine Fabiana la noi și o întreb: Cum a fost tema la educația morală-spirituală? Și zici, ei, profesor a zis, minunat. Acum, inspirat de acest minunat, m-am gândit să extind această temă a semnificației sărbătorii de Paște. Sper să fie la fel de minunat și în această dimineață. Așadar, Prima semnificație a Sărbătorii de Paști, la care vreau să mă opresc, este credința. Pasajul pe care l-am citit, dacă ați observat, s-a încheiat cu aceste cuvinte: a intrat, a văzut și a crezut. Credința este inima evangheliei. Credința este firul roșu care trece prin toată scriptura. Credința este calea prin care noi putem avea legătură cu Dumnezeu. Fără credință nimeni nici nu se poate apropia de Dumnezeu. Fără credință viața noastră este lipsită de sens. Acum, când vorbim despre învierea lui Isus, trebuie să recunoaștem că învierea lui Isus a fost un test al credinței, un test al credinței ucenicilor, un test al credinței femeilor care îl cunoșteau pe Domnul Iisus. Fratele Sifțon a scris o carte pe care a intitulat-o E bine să ne cunoaștem crezul. Este important să conștientizăm că în viață noi avem diferite crezuri, dacă aș putea spune așa. Foarte multe crezuri sunt mai mult anumite tradiții, pe alocuri superstiții, în perioada sărbătorilor de Paști vedem tot felul de obiceiuri care sunt scoase în evidență. În pandemia aceasta am văzut multe superstiții care de asemenea au fost accentuate, legate și de 5G și Bill Gates și vaccin și tot ce vreți. Când vorbim despre credință, când vorbim despre credință, așa cum ea este prezentată pe paginele Evangheliei, trebuie să înțelegem că, de fapt, credința se referă la relația noastră cu Dumnezeu. E vorba de credința noastră în Isus Hristos. De ce este importantă în această zi de sărbătoare? Încă o dată să ne verificăm credința noastră. Credința e un element cheie al acestei sărbători. Prin credință sau având credință, ucenicii au cunoscut că Isus a înviat din morți. O altă semnificație cheie este speranța. Speranța, aș putea spune, este sora dreaptă a credinței, poate chiar sora geamănă a credinței. Viața fără credință este lipsită de sens, iar fără de speranță este lipsită de putere. Apostolul Petru în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 3 scrie aceste cuvinte: Dumnezeu ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți la o nădejde de vie. Iar în a doua sa epistolă, tot în capitolul 1 și tot în versetul 3 Petru scrie, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Speranța e puterea vieții noastre. Fără speranță, viața e ca o casă fără temelie. E ca o corabie care nu are o ancoră. Poate fi dusă de val încolo și încoace autorul epistolei către evrei, vorbind despre speranță, chiar așa și spune, dacă vă uitați în Evrei 6, începând cu versetul 18, dar în special în versetul 19, el afirmă faptul că noi am avut sau am cunoscut o nădejde pe care o avem ca o ancură a sufletului, o nădejde tare și neclintit. Speranța e ancora sufletului nostru. E această temelie tare și neclintită pe care ne bazăm viața noastră. Și dar două semnificații cheie pe care vreau să le rețineți sunt credința și speranța. Ambele țin mai mult de mintea noastră, țin mai mult de rațiunea noastră. Dar sunt, repet, extrem de importante în contextul acestei sărbători, pentru că ele ne ajută să înțelegem pe deplin esența învierii Domnului nostru Isus Hristos. Următoarele două semnificații țin mai mult de inima noastră. E vorba de sentimentele pe care le generează credința și speranța. Și a treia semnificație la care vreau să mă opresc este bucuria. Bucuria, așa cum spuneam, este un sentiment. Bucuria este un sentiment plăcut. Este un sentiment înălțător. Avem expresii de genul, nu mai putea de bucurie. Sălta de bucurie. Un om bucuros e un om cu o față senină, o față zimbitoare, o privire licăritoare. De ce uneori și noi de aici vă atragem atenția asupra expresiei feței pe care o aveți. Pentru că dacă vine cineva în adunare și vede fețe triste aici, se întreabă, oamenii aceștia au bucurie sau nu au bucurie? Bucuria e acel sentiment care îl vedem strâns legat de învirea Domnului nostru Isus Hristos. Dacă vă uitați în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, versetul 8, evanghelistul Matei descriind ce simțeau femeile care se întorceau de la mormânt, va spune aceste cuvinte, zicând cu frică și cu mare bucurie. Ele au plecat de la mormânt cu frică și mare bucurie. Sigur, e așa o îmbinare ciudată. Frică și bucurie. Probabil din acest motiv, chiar în următoarele două versete, Iisus, ca să pună accentele acolo unde trebuie, le va spune, va spune în versetul 9, bucurați-vă, iar în versetul 10 le va spune, nu vă temeți. Frica, evident, și are o anumite explicații în contextul învierii. Cineva spunea despre o situație așa interesantă sau un pic hazlie era un, o echipă de la un serviciu funerar ceva de genul Ritus cum avem noi ei veneau de undeva erau cam obosiți și unul din acești lucrători era așa de obosit că a vrut să tragă un pui de somn avea o camionetă de asta deschisă așa cum o spunem noi un furgon da. Și acolo era un sicriu. Și el s-a culcat în sicriu. N-avea unde să se culce, s-a culcat în sicriu, a dormit, dormea strâns și, în timp ce mergeau, șoferul a tras la o benzinărie ca să alimenteze camioneta. Și când s-a oprit la benzinărie, omul care dormea în sicriu s-a trezit. S-a trezit, s-a ridicat și a început să bată în geam. Ei, puteți să vă imaginați reacția celui care turna benzină. A rupt-o la sănătoasa, a zis că n-am mai văzut în viața mea un om să fugă așa de tare. Sigur că sunt lucruri care, pe de-o parte pentru noi astăzi, când citim despre înviere, uneori ne întrebăm, dar de ce s-au temut, de ce s-au speriat? Era feresc să aibă această teamă. Dar observați din nou cum teama aceasta este contrabalansată, este schimbată cu bucurie. Sus spune, nu vă temeți, bucurați-vă! Semnificație, una din semnificațiile acestei sărbători, frați și surori, este bucuria. A patra semnificație este pacea. Primele cuvinte pe care Domnul Iisus le-a rostit după ce a înviat din morți, când a venit în mijlocul ucenicilor, care au fost? Pace vouă! Uitați-vă în Evanghelie după Ioan, în capitolul 20, versetul 17. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Apoi repetă din nou salutul acesta zicând, pace vouă. Lipsa de pace generează îngrijorare, anxietate, neliniște. E suficient, mai cu seama având acum la dispoziție telefoanele mobile, e suficient ca cineva, fie soțul, soția sau unul dintre copii, să nu se răspundă la un apel. Nu se răspunde la primul, nu se răspunde la al doilea, la al treilea, începi să intri în panic. Uneori te pomenești că dacă n-ai reușit să răspunzi, poți vedea pe telefon zeci de apeluri pe care le-ai omis. Toate acestea vorbesc despre o anumită neliniște care se produce în noi. Ce să mai vorbim de situație tensionată din lume pe care o vedem și la care suntem martori? De deci ce este așa de important să avem parte de pace? Spuneam cu ocazia întrării lui Isus în Ierusalim, că una din semnificațiile întrării lui în Ierusalim a fost pacea. Avem nevoie de pace. Prețuiți pacea, că este așa de importantă. Spuneam cu altă ocazie zicând, citându-l mai bine zis, pe un comandant de oști german, care a zis, nu victoria este sfârșitul unui război, ci pacea. Sigur, învierea din morța lui Iisus este o mare victorie, cea mai frumoasă victorie. Dar este cea mai frumoasă victorie și datorită faptului că ne-a adus cea mai durabilă pace. Ne-a adus pace cu Dumnezeu. Iată, pacea e o altă, repet, semnificație acestei sărbători. Așadar, credință și speranță, bucurie și pace. Și a cincea semnificație care voi încheia este familia. De fapt, e o semnificație pe care mi-a sugerat-o Stas. Noi stăteam cu Fabiana și mai gândeam ce să mai spunem și Stas deodată zice familia. Și atunci m-am dus cu gândul la Vechiul Testament în care, dacă vă uitați în Cartea Exod, în capitolul 12, e un capitol dedicat sărbătorii Paștelor. Acolo, în versiunea Cornelescu, așa și se numește, titlul zice, Așezarea Paștelor. Iată, în versetul 3 citim, în ziua 10 -a acestei luni, fiecare om să ia un mel de fiecare familie, un mel de fiecare cas. Când s-au dat aceste porunci, aceste rânduieli cu privire la sărbătoare, Moise a subliniat lucrul acesta, un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă iar în Deuteronom 12, vorbind despre modul cum trebuie sărbătorite sărbătorile, inclusiv Paștele, Moise va scrie acolo. Acolo să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă bucurați împreună cu familiile voastre. Cu sute de ani mai târziu, după ce fusese dată porunca despre Paști, Estera va da o nouă poruncă. Vă amintiți ce s-a întâmplat în timpul când Estera era împărăteasă? Sărbătoarea pe care a instituit-o Estera se numește Purim. Vine de la cuvântul pur, care înseamnă sorț. Esența sărbătorii era că prin Estera Dumnezeu a dat un sorț bun pentru popor și poporul a rămas în viață. Sărbătoarea Purim se sărbătorește cu aproximativ o lună înainte de Paști, dar are exact aceleași principii. Uitați-vă în cartea estera în capitolul 9, versetul 28, găsim scris Zilele acestea trebuie să fie pomenite și prăznuite din neam în neam, în fiecare familie, în fiecare ținut și în fiecare cetate. Trebuie pomenite, prăznuite în fiecare familie, în fiecare ținut și în fiecare cetate. Iată porunci date de Dumnezeu, de aceea uneori mi se pare că noi greșim. Atunci când contrapunem mesele cu sărbătoarea, cu partea, am putea spune, spirituală a sărbătorii. Evident, trebuie să avem măsură în toate lucrurile, dar să nu uităm că masa de sărbătoare e lăsată ca o poruncă pe paginile Sfintei Scripturii. Era lăsată ca o modalitate de a-L onora pe Dumnezeu și de a învăța pe copii, pentru că tot în Exod 12, dacă vă duceți acolo în Exod 12 cu 27, acolo moi se anticipează și zice, dacă copiii voștri vor întreba, dar ce însemnează aceasta să le răspundeți? Este jertva în cinstea Domnului, Domnul care ne-a scăpat casele noastre, Domnul care ne-a salvat familiile noastre. Vedeți de ce este important încă o dată să prețuim și această dimensiune frumoasă a sărbătorii, dimensiunea familiei. Peste două săptămâni, pe 15 mai, vom sărbători și sărbătoarea familiei. Așadar, cinci semnificații. Credință și speranță bucurie și pace. Toate acestea pot fi trăite din plin în familie. Și Domnul Iisus, care, deși nu a avut familie, în seara de joi, așa cum s-a amintit când ați fost aici în curtea bisericii, a spus aceste cuvinte, mi-am dorit așa de mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Ucenicii erau pentru el ca o familie. Biserica este ca o familie. Și în încheiere, un exemplu, unul din cele mai mari capuri din sudul Oceanului Atlantic este capul Bunei Speranțe. Dacă vă amintiți de hartă, puteți vedea acolo, nu departe, și capitala Africii de Sud, Cape Town, în Evul Mediu. Mai mulți exploratori marinari au încercat să înconjoare Africa ca să ajungă în India pentru că nu era o altă cale decât să mergi din Oceanul Atlantic în Oceanul Indian. Dar din cauza că și corebele probabil nu erau așa de bine echipate, nu se cunoștea bine harta, până în anul 1488 nimeni nu a ajuns până la capul Bunei Speranțe. Primul explorator care a ajuns acolo a fost portughezul Bartolomeu Dias. El se îndrepta spre India, dar din cauza furtunilor cu care s-a confruntat, în special ajungând la sudul Africii, a fost nevoit să se întoarcă înapoi în Portugalia. Și a numit acest cap capul furtunii, capul furtunilor. Timp de 10 ani, capul acesta s-a numit capul furtunilor, până când, în anul 1498, Vasco da Gama. A pornit într-o altă expediție și a ajuns până în India. A ajuns până în India, deschizând astfel o ieră nouă de relații economice dintre India și Portugalia și India și atunci și acum era cunoscută pentru mirodeniile sale. Se aducea din India, spre exemplu, piper negru, scorțișoară, nu ați cumpărăm piperul negru și nimic nu se întreabă cum a ajuns el în Europa. Dar pe atunci vă imaginați în evul mediu un efort așa de mare ca să ajungi în India să aduce aceste mirodenii. A fost folosită și evident de coroana portugheză. Dar cel mai interesant lucru este că după ce Vasco da Gama a avut această expediție cu succes în India, s-a întors în Portugalia, regele Portugaliei la sugestia lui Vasco da Gama a schimbat denumirea acestui cap. Și el nu s-a mai numit capul furtunilor, ci s-a numit capul bunei speranțe. Dacă veți fi vreodată în Africa, în Africa de Sud, veți putea vedea acolo, pe capul bunei speranțe, o cruce înălțată numită crucea lui Vasco da Gama. ce deci am făcut referințe la acest exemplu. Uitați-vă cum un lucru poate fi văzut din diferite puncte de vedere. Pentru Bartolomeu Dias, acest cap a fost capul furtunilor. Pentru Vasco da Gama, capul bunei speranțe. Ziua de vineri, acum 2000 de ani, a fost ca o zi acelei mai mari furtuni din Univers. Ziua de duminică a devenit ziua celei mai mari speranțe. Domnul Isus Hristos a schimbat frica de moarte prin speranța învierii. Iată una dintre, probabil, cele mai profunde semnificații ale acestei sărbători. Furtuna se transformă în speranță. Atunci când ai credință atunci când îți pui încrederea în El, Isus este speranța noastră. El este bucuria noastră, El este pacea noastră. A Lui să fie slava de acum și până în veci. Hristos a înviat!